Autoritățile locale caută soluții pentru momentul în care podul Olt va fi închis pentru reparații. Una dintre rutele pe care va fi deviat traficul va fi pe baraj Slatina-Slătioara. Primăria Slatina a inclus acest tronson într-un proiect de reabilitare a peste 100 de străzi, iar lucrările urmează să înceapă în această vară. Strada Basarabilor, partea din spre stația de epurare, drumul care ne leagă spre baraj. Pentru că în momentul în care se va opri, asta am băgat-o suplimentară, în momentul în care se va opri traficul pe podul Olt, acea rută va fi o rută ocolitoare. Cealaltă porțiune de drum se află în administrarea primăriei Slătioara, care, de asemenea, lucrează la studiul de fezabilitate și procedurile premergătoare licitației. Vorbim despre lucrări de reparații și asfaltarea unui tronson de drum de 3 km. Proiectul scoatem, deci trebuie pus în ficat. M-am luat toate avizele, deci inclusiv de la hidroelectrica, tot ce a trebuit și trebuie să le ridicăm în seamă. Municipalitatea a prins lucrările la acest drum într-un contract cadru cu o valabilitate pe 4 ani și cu o valoare de 97 de milioane de lei. Cealaltă porțiune de drum care aparține localității Slătioara va fi reabilitată tot cu bani din bugetul local și se ridică la 2.400.000 de lei.